În această secțiune voi menționa doar câteva aspecte specifice de vindecare din Vechiul Testament, care vor demonstra faptul că vindecările minunate ale Domnului Iisus din Noul Testament nu constituie o noutate, dar nici pentru Dumnezeul Creator n-a fost o surpriză că oamenii mureau de diferite boli, nu numai în războaie, în accidente de avion și de mașină, prin sinucideri, de bătrânețe și altele. Astfel, chiar de la crearea lumii a pregătit o farmacie verde pe care omul a descoperit-o parțial și se bucură de efectele vindecătoare ale ei. Mă gândesc la mulțimea izvoarelor de ape geotermale sau minerale care au efecte reale de vindecare sau la ceea ce scrie profetul Ezechiel în cartea sa. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veștezi și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. 47:12. Așadar, Domnul Dumnezeu a fost pregătit și cu medicamente adecvate pentru maladiile care zdruncină sănătatea omului. Cauzele îmbolnăvirilor le vom discuta mai în profunzime, legat de episoadele din Noul Testament, unde vom petrece majoritatea timpului. De ce am optat să aruncăm o privire și asupra Vechiului Testament din punctul de vedere al subiectului? Fiindcă se vede clar că și atunci și astăzi oamenii au practicat metode de vindecare total străine de metodele lui Dumnezeu. Nu vă dau lista întreagă. Am considerat suficient ca să mă justific un caz din Biblie. Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis: duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie Tishbitul: scoală-te, suiete, înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le: oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea așa vorbește Domnul: nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. 2 Împărați 1:4. Paralel cu acest eveniment real, am avut parte de două episoade în care puteam să beneficiez de serviciile lui Baal-Zebub, în ghilimele. Când unele dintre cunoștințele mele au aflat că am cancer în două zone ale trupului, au venit la mine cu ideea de a mă vindeca cu intenții bune, nimic de zis. Dar m-au șocat două lucruri în discuția noastră introductivă. 1. Nu este corect ca tu, slujitorul lui Dumnezeu, care ai fost gata de a primi oaspeți și în miez de noapte, să fii bolnav. 2. Eu încă nu te pot vindeca, fiindcă trebuie să învăț niște etape pentru vindecare. În noaptea următoare, Dumnezeu mi-a dat un semn în vis prin care am înțeles să stau la locul meu și să nu solicit terapia pe care mi-a oferit-o respectivii. Al doilea episod se leagă de un prieten de-al meu din copilărie, care a devenit preot romano-catolic în Brazilia. Cu ani în urmă, la canalul de programe Discovery, a fost prezentat un preot catolic care făcea operații fără sângerare și fără durere. El s-a oferit să mă ducă la el dacă vreau. Acestei oferte i-am răspuns cam așa: mai bine mor așa cum sunt, dar nu mă las pe mâna lui Baal-Zebub. Paranteză, ca să rămânem la Dumnezeul Ecronului. Dar cine este acest atotștiutor? El nu este altcineva decât acel Baal-Zebub, despre care Cuvântul Sfânt spune următoarele: atunci i-au adus un îndrăcit, orb și mut, și Iisus l-a tămăduit. Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: omul acesta nu scoate dracii decât cu Baal-Zebub, domnul dracilor. Matei 12:22-24. Dar să mergem mai departe. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. 2 Corinteni 13:14. Atunci cum să nu se prefacă Dumnezeul Ecronului în medicul cel bun, în ghilimele, când este vorba de ceva senzațional,
pentru gloria lui Baal-Zebub, vin la mine suflete pentru a mă ruga pentru vindecarea altor persoane sau chiar pentru respectivul care s-a apropiat de mine cu această rugăminte. Și drept să vă spun, mă simt foarte onorat când sunt implicat într-o lucrare sfântă de genul acesta. Dar sunt cazuri foarte ciudate când din start simt ceva împotriva cazului și în mintea mea se naște verdictul: nu mă voi ruga. Dar din politețe și pentru a evita dezamăgirea respectivului, îi răspund cu o întrebare tăioasă: ei bine, soră sau frate, mă voi ruga pentru această problemă. Dar dacă se va vindeca fiul dumneavoastră, el va fi mai bun? Se va schimba viața lui? Se va pocăi? Păi nu. Atunci are vreun rost vindecarea? Să se întoarcă sănătos din nou la beție? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Roman 2:4. Mulți oameni au nevoie de serviciile de vindecare ale lui Dumnezeu, dar nu și de el. Această constatare este una foarte veche. Eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îl vindecam. Osea 11:3. O atitudine mizerabilă față de Dumnezeu. Repet, avem nevoie de serviciile lui Dumnezeu, dar nu și de el. Aici se încadrează majoritatea oamenilor. Dar, slăvit să fie marele Dumnezeu al lui Avraam, că mai sunt modele strălucitoare care apreciază lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să sufere pentru ea. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Iov 5:17-18. Iov s-a îmbolnăvit astăzi, să presupunem. El n-a cerut vindecarea imediat pentru mâine. În marea lui suferință rămâne neclintit în credință și nădejde. Chiar dacă a trăit cu mult înaintea lui Solomon, Iov a știut ce nu știu cei de după Solomon, și anume, tămăduirea își are vremea ei. Eclesiastul 3:3. Dacă luăm în ansamblu lucrările de vindecare ale lui Dumnezeu, le-am putea sistematiza în 4 categorii cu privire la metoda de intervenție a lui Dumnezeu. 1. Prima metodă de intervenție este atunci când el se oferă voluntar ca vindecător. Sigur că se oferă voluntar ca vindecător, fiindcă pe vremea lui Moise, Domnul Dumnezeu n-a fost cunoscut cu această capacitate de vindecare. Chiar dacă Moise a avut deja o întâlnire reală cu Dumnezeu și a văzut o suită de minuni, totuși Moise era încă într-un transfer de la Dumnezeii Egiptului la Dumnezeul lui Avraam. Astfel Dumnezeu îi zice: eu sunt Domnul care te vindecă, Exodul 15:26, sau iată, îi voi da vindecare și sănătate, Ieremia 33:6. Este o decizie voluntară, o promisiune, dacă doriți, a lui Dumnezeu, care izvorăște tot din inima lui, plină de îndurare, ca tată. Următoarea situație se realizează atunci când Dumnezeu se folosește de un om de legătură, fie preot, fie proroc sau un ales al Domnului. Există mai multe cazuri de acest fel și doresc să amintesc câteva dintre ele. Avraam s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și pe roabele lui, așa că au putut să nască. Fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei. Geneza 20:17-18. N-aș dori să pierdem din vedere caracterul de mare valoare a lui Avraam, care se evidențiază prin rugăciunea sa în Gerar. Avraam se roagă lui Dumnezeu pentru Abimelec și pentru casa lui, tocmai pentru ceea ce el nu avea, copii. Adică, Doamne, dacă eu nu am urmaș, măcar să aibă Abimelec. Doamne, dacă eu nu am sănătate, te rog să-i dai sănătate lui Abimelec. Ce maturitate, ce bogăție spirituală! S-a pogorât atunci, s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, în paranteză Elisei, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. 2 Împărați 5:14. Avem aici vindecarea superbă a lui Naaman.
În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri. Ezechia s-a întors cu fața la perete și i-a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: întoarce-te și spune-i lui Ezechia: ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. 2 Împărați 20, 1 la 5. Ar fi păcat să comentăm aici dacă Dumnezeu știe sau nu ce are de făcut. Mie îmi place să văd finețea milei lui Dumnezeu și libertatea de a face exact ce dorește. 3. Următoarea situație este atunci când chiar cel care suferă se adresează direct lui Dumnezeu. Urgența sau conjunctura face ca bolnavul să caute un om de legătură pentru vindecare. Și atunci: Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Psalmul 30 cu 2. 4. Ultima situație este atunci când omul vorbește din convingere, în urma constatărilor, în urma experiențelor. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Psalmul 103 cu 3. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Isaia 38 cu 16. Iar pentru orice situație, un singur pansament vindecător: încrede-te în Domnul din toată inima ta. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorirea oaselor tale. Proverbe 3 cu 5 și cu 8. Capitolul 2. Diferite opinii teologice și concepții despre vindecările miraculoase. Pentru început aș dori să vedem ce viziune au avut bisericile istorice despre vindecări și ce impact au avut asupra enoriașilor. Se cunoaște clar faptul că și pe vremea Domnului Isus erau foarte mulți bolnavi. Sistemul sanitar era inexistent în perioada respectivă. Odată cu consolidarea bisericilor din punct de vedere organizatoric, a apărut pe ordinea de zi problema bolnavilor și tratarea lor a devenit o prioritate pe scară largă. Biserica Catolică a excelat în acest domeniu chiar de la începutul secolului al IV-lea, și chiar până în zilele noastre, prin formarea grupelor de asistență medicală la care s-au angajat măicuțele din cadrul diferitelor ordine și prin construirea spitalelor aproape pe tot globul pământesc. Din punct de vedere uman, Biserica Romano-Catolică, prin modul acesta de a trata durerile oamenilor, a câștigat o mare încredere din partea credincioșilor ei. Ca să ne formăm oarecare imagine despre felul în care tratează această problemă Biserica Catolică, consider suficient să punem sub lumina reflectoarelor doar câteva aspecte. 1. Odată cu dezvoltarea acestei rețele de mare importanță caritabilă, industria farmaceutică nu s-a dezvoltat în același ritm. Astfel, gama medicamentelor adecvate și necesare era foarte săracă. Această criză a dat naștere unei proceduri care persistă și astăzi în sânul Bisericii Romano-Catolice. Pentru fiecare boală a fost repartizat un sfânt, în ghilimele, care era responsabil pentru o maladie anume. Pentru bolile mai ușoare, pacientul trebuia să se roage la un sfânt mai mic, în ghilimele, trebuia să aducă o jertfă mai modestă și era suficient să aprindă o lumânare în speranța vindecării. Am trecut și eu personal printr-o terapie de genul acesta când eram copil, ca să nu mă îmbolnăvesc la gât. Evident că pentru boli mai grave, bolnavul trebuia în final să ajungă până la Maica Domnului și darurile, în ghilimele, trebuiau să fie corespunzătoare. 2. Sunt în Europa două locuri faimoase care sunt vizitate de sute și sute de mii de oameni care cred că dacă vor ajunge acolo chiar târâși pe burtă, vor fi vindecați. Locurile acestea de pelerinaj au fost sfințite de liderii Vaticanului, gest prin care s-a recunoscut că,
locul, în ghilimele, are efect tămăduitor asupra oamenilor, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere fizic. Fatima și Lourdul sunt autorizate pentru așa ceva. Lourdes. Orașul se află la poalele munților Pirinei, în Franța, având circa 15.000 de locuitori în 2003. În oraș se află un muzeu cu exponate ale religiei protestante franceze. La sud de Lourdes se află vârful Pic Schrader, 3.177 metri. Se zice că în 1858, Bernadette Soubirous ar fi văzut-o în apropiere de grota Massabielle, de mai multe ori pe Sfânta Maria, ca o apariție sub forma unei femei îmbrăcate în alb. Ulterior, femeia din apariție s-a prezentat ca fiind neprihănita zămislire, în ghilimele, în limba latină, Immaculata Conceptio. După aceasta, din grota țâșnit apa unui izvor, iar Fecioara a însărcinat-o pe Bernadette să întemeieze în acel loc o biserică. Azi, biserica este unul din cele mai importante locuri de pelerinaj pentru creștinii catolici, izvorului acordându-i se puteri miraculoase de tămăduire a bolilor, conform miilor de mărturii. Bernadette, la data de 8 decembrie 1933, a fost declarată sfântă. Informații din Wikipedia. Fatima. Fatima este un oraș din Portugalia, renumit pentru viziunile religioase din 1917. Este situat la nord de Lisabona, la 123 km. Aici se află una din cele mai mari mănăstiri din lume din următorul motiv. La 13 mai, frații Iacinta de 7 ani, Marto de 11 ani și Lucia dos Santos de 10 ani se aflau cu oile la păscut în apropiere de Fatima, în locul denumit Grota Sfintei Irina. La un moment dat ei au văzut un fulger, după care ar fi apărut o lumină puternică. Apropiindu-se, copiii ar fi observat în mijlocul luminii conturul unei femei, Doamna din Lumină. Ea i-ar fi îndemnat pe copii să se roage și să revină în acel loc în ziua de 13 a fiecărei luni. La 13 iunie 1917, cei trei copii au venit acolo împreună cu alte 50 de persoane. După oarecare așteptare, copiii au fost văzuți în genunchind lângă un măslin și vorbind cu cineva nevăzut. Următoarea apariție a fost în 13 iulie 1917, când au fost prezente deja 4.500 de persoane, iar fetița Lucia dos Santos a spus că Doamna din Lumină ar fi promis un miracol pe data de 13 octombrie. Pe data de 13 octombrie 1917 au fost prezente 70.000 de persoane, când Doamna din Lumină a apărut ca un fulger, iar pe cer și-a făcut apariția un disc mare argintiu. Secretele de la Fatima reprezintă o serie de profeții și viziuni care aparțin Fecioarei Maria, iar tălmăcirea secretelor de la Fatima a fost lansată de către Papa Ioan Paul al II-lea în anul 2000. Evident că vizitatorii locului de pelerinaj părăsesc locul sfințit, în ghilimele, cu speranța vindecărilor miraculoase, dacă este cazul, sau cu speranța altor miracole de care ar fi nevoie de urgență. Acestea au fost inspirate și date din Enciclopedia Liberă. 3. Fiecare confesiune religioasă creștină fuge în ajutor la Iacov 5:14-16 în caz de boală. Și este foarte bine. Nu inutil, acele versete fac parte din Sfânta Carte, Biblia. Sunt motive de divergență, însă, în ceea ce privește observația, explicația și aplicația. Să vedem concret despre ce este vorba. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:14-16. Biserica Romano-Catolică a dat o tonalitate de maxim răsunet acestor versete,
practicând ungerea cu un de lemn a bolnavului, dar pentru o mai mare siguranță, în ghilimele, pentru vindecare s-a folosit și apa sfințită și tămâia, iar rugăciunea destinată în mod direct pentru cel bolnav a fost și este în prealabil compusă, urmând să fie citită sau recitită ori de câte ori este nevoie. Iacov vorbește despre rugăciunea fierbinte. Un alt lucru de observat. Bolnavul, indiferent de ce suferă și ce-l doare, este uns pe frunte sub formă de cruce. Adică, de ce pacientul nu este uns acolo unde are durerea, ci pe frunte, dacă are durere de rinic sau tromboză la picioare? Faptul că îi se face un desen sub formă de cruce pe frunte cu ulei nu cuprinde un gest de misticism? Mă tem că da. Se pare că ungerea se face în numele Domnului, dar vindecare se așteaptă din partea uleiului, care din vechime era considerat un material sanitar, dar nu și cu putere de vindecare. Într-adevăr, uleiul este recomandat pentru a proteja o rană deschisă. Însuși Domnul Iisus a vorbit despre acest adevăr. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, a legat rănile și a turnat peste el un de lemn. Luca 11, cu 33-34. Situația mai gravă este atunci când ungerea se face în numele Domnului, iar în caz de vindecare, cel apreciat este cel care a făcut ungerea, adică preotul și nu Domnul. Dar să ne întoarcem pentru o clipă la citatul lui Iacov, fiindcă el menționează ca la patul bolnavului să fie chemat prezbiterul bisericii. Cuvântul prezbiter își are originea în cuvântul grecesc presbuteros, care înseamnă bătrân. Dar acest bătrân, în ghilimele, nu are nimic a face cu certificatul de naștere, ci mai degrabă are semnificația de maturitate în credință și o deosebită putere în rugăciune. De fapt, tiparul de încadrare pentru a fi prezbiter este cuprins în scrisoarea lui Tit, capitolul 1, cu 5 la 9. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, urmează o listă identică cu episcopii, ca econom al lui Dumnezeu, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat, să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Având la dispoziție aceste versete cu privire la activitatea prezbiterilor în cazul bolnavilor, propun să facem un mic comentariu pe marginea lor, dar de data aceasta în mod particular. Ar fi greșit dacă pe baza versetelor ne-am gândit numai și numai la cei care sunt bolnavi fizic, deoarece contextul capitolului 5 nu îi neglijează pe cei bolnavi din punct de vedere spiritual. Dar dacă ne oprim la patul celor bolnavi fizic, ar fi tot o eroare dacă am crede că din 10 bolnavi, toți 10 vor fi vindecați. Trebuie să luăm în calcul și planul lui Dumnezeu, ce anume dorește să obțină prin boala cuiva în final. De exemplu, pe Dumnezeu nu l-ar fi costat nimic vindecarea lui Pavel, dar ca să fie ocrotit de mândrie, țepușul a fost păstrat în trupul apostolului. Un alt lucru ce merită remarcat e faptul că la patul bolnavului este recomandat să fie invitați prezbiterii bisericii, oameni care au dovedit prin slujirea lor maturitate în credință și nu fac niciun abuz de poziția pe care o au în sânul bisericii. Rugăciunile lor au greutate și nu rostesc de dragul urechilor oamenilor doar niște cuvinte goale. Fiind oameni încercați ai credinței, ei realizează prin rugăciune o legătură puternică cu divinitatea de la care se așteaptă puterea de vindecare. Doresc să nu pierdem din vedere o situație de mare importanță. În urma rugăciunii pot să se întâmple două lucruri. Fie că bolnavul va fi tămăduit și în cazul acesta Dumnezeu va fi slăvit,
fie că bolnavul își va accepta în liniște și pace soarta spre mântuirea sufletului, care este voia numărul 1 a lui Dumnezeu. Și în cazul acesta Dumnezeu va fi glorificat. Vă rog să dați mare importanță scopului final al lui Dumnezeu, indiferent dacă până la linia de sosire trecem prin foc sau ape mari. M-am oprit pentru câteva momente de meditație asupra cuvintelor următoare. Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Adică, în spatele maladiilor nu stă neapărat păcatul. Bolnavii credincioși sunt cu atâta ușurință condamnați prin cuvintele: cine știe ce păcate ascunse are? L-a pedepsit acum Domnul. A venit vremea să dea socoteală. În aceste cuvinte se ascunde vocea celui rău. De ce nu ne gândim la faptul că Dumnezeu, printr-o boală, vrea să ne pună la încercare credința, răbdarea? Vezi pe neprihănitul Iov. Sau Domnul vrea să facă ordine și disciplină în viața cuiva. O boală poate să fie chiar o cale spre sfințenie, de care fiecare suflet are nevoie pentru a-L vedea pe Domnul în slavă. Mai sunt și boli profesionale care n-au nimic de a face cu păcatul. Sunt oameni care s-au născut cu niște defecte biologice, care au fost comentate ca fiind consecința păcatului, la care Domnul Iisus spune clar: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ioan 9:3. Prin aceste cuvinte nu vreau să spun sub niciun chip faptul că păcatul nu ar fi un motiv sau o sursă a bolii. Nu. Susțin și eu ideea că păcatul și nemărturisirea lui pot genera o boală cruntă și obstrucționează substanțial vindecarea acesteia. Prin faptul că s-a ridicat această întrebare: este vreunul printre voi bolnav? Trebuie să înțelegem că Domnul Dumnezeu nu este indiferent față de starea noastră de sănătate, chiar dacă mulți bolnavi au impresia că Dumnezeu nu ne bagă în seamă. Să fie clar că Dumnezeu nu este director de spital, ci este capul bisericii prin Fiul Său Iisus Hristos, și există și bolnavi de care îi pasă mult de tot. Rugați-vă cu credință și dacă doriți să accelerați vindecarea, să cântați cântări de laudă. Rugăciunea și cântarea sunt două terapii spirituale care influențează puternic tot trupul. Fiindcă Biserica Ortodoxă a mers câteva secole umăr lângă umăr cu Biserica Catolică, după ce bisericile din răsărit au devenit independente de Roma, este evident că au rămas multe învățături și tradiții de bază în practica bisericilor ortodoxe. Cu privire la vindecări s-au făcut modificări nesemnificative. Totuși să vedem câteva păreri ale unor preoți ortodoxi, viziunea lor asupra problemei vindecărilor. Înainte de toate, ce trebuie neapărat menționat este faptul că Biserica Ortodoxă situează cu o treaptă mai sus vindecările spirituale față de vindecările fizice și caută să facă o diferență clară între ele. Acest lucru trebuie apreciat, fiindcă de multe ori, în unele interpretări în materie de vindecare, se fac confuzii, unii folosindu-se chiar de versete biblice. Pe internet a apărut un articol cu titlul Ortodoxia ca metodă de vindecare, care cuprinde un subtitlu: Ortodoxia este un tratament vindecător. La prima vedere, mintea multora fuge la tămăduirea trupească, fiindcă oamenii caută să scape de domnul doctor și nu de iad. Dar să vedem ce spune articolul. Trebuie să recunosc că eram foarte dezamăgit de moralismul ce precumpănea la mulți creștini. Și când spun moralism, nu înțeleg nici de cum moralitatea, pe care o respect, căci până și trupul trebuie sfințit și curățat, ci înțeleg mentalitatea conform căreia trebuie să vedem toate lucrurile în chip exterior și trupesc. Fariseii din vremea Mântuitorului aveau principii morale și idei de acest fel, totuși n-au fost în stare să-L primească pe Hristos. Chiar și acum mă întristez la gândul că în biserică precumpănesc atâtea concepții diferite. Încheia citatul din Arhimandrit Hierotos Vlahos,
7 cu 12 și 13. Vă rog să observați faptul că sănătatea minții joacă un rol extraordinar care se manifestă prin înțelepciune ca dar din partea lui Dumnezeu. Solomon a devenit Solomon tocmai prin faptul că s-a rugat pentru această sănătate a minții, în urma căreia s-a născut o lege. Frica Domnului este începutul științei, Proverbe 1 cu 7, și de ce să nu ducem firul gândirii mai departe? Frica de Domnul este un izvor de viață, Proverbe 14 cu 27, adică de sănătate trupească, sănătate spirituală și intelectuală. O altă perspectivă, dar de data aceasta din partea preotului Filip. Îngăduiți-mi să spun că mi-am dat seama de toate aceste lucruri nu doar prin studierea cărților patristice. Pe de o parte am întâlnit părinți duhovnicești plini de har, preschimbați în ghilimele de harul lui Dumnezeu, și prin ei am putut înțelege scrierile patristice. Pe de altă parte, prin experiența mea pastorală ca duhovnic, văd zilnic cum, pe lângă spovedanie, este nevoie de tămăduire. Mulți se spovedesc, dar nu se tămăduiesc. Este nevoie de un meșteșug aparte, astfel ca omul să se poată vindeca și de patimi. Încheia citatul. În revista Societate din 7 decembrie 2013 apare articolul Farmacia Domnului despre sănătate ca realitate teologică. Fiindcă articolul ne dă niște explicații necesare concrete și gânduri provocatoare, să citim întregul articol. Laic vorbind, sănătatea are două componente. Cea fiziologică este starea de bine, în sensul că omul nu resimte o durere temporară sau constantă, o lipsă, o deficiență, iar cea spirituală este starea de pace, mulțumire, împlinire, în care activitatea intelectuală, mentală și afectivă sunt în armonie. Când ne referim la sănătate în raport cu Dumnezeu, lucrurile se schimbă prin complexitate. Sănătate în sens teologic înseamnă mântuire, în limba greacă soteria, ceea ce mai înseamnă și salvare. Sănătatea teologică nu are de-a face cu sănătatea fiziologică. Aici trebuie să vă dau un caz concret. Eram într-o vizită familială la niște frați în urmă cu 20 de ani. În familia respectivă era o bunică ce fusese legată patului, suferind de o boală grea timp de 26 de ani. Mintea ei era una ageră, în ciuda faptului că se apropia de 80 de ani. Mi-a mărturisit o serie de experiențe extraordinare cu Dumnezeu în această perioadă de 26 de ani. Am devenit pentru câteva ceasuri un simplu spectator, ca în final să fiu uimit de o frază incredibilă. Frate, zicea ea, dacă s-ar vinde sănătatea cu un leu, nu aș cumpăra-o. În concluzie, un om cu o deficiență fiziologică, dacă este sănătos spiritual, ajunge să dobândească sănătatea teologică, adică mântuirea, în funcție de modul cum abordează suferința. De aici se deduce și paradoxul, potrivit căruia, prin suferința biologică, omul se apropie de Dumnezeu. Ori, prin sănătate fiziologică, omul, nesănătos spiritual, se îndepărtează de Dumnezeu. Fără a ispiti rațiunile după care Dumnezeu lucrează cu omul, putem învăța că El nu aduce boala pentru a-i apropia pe oameni de sine, ci o îngăduie, lăsându-i pe ei să interpreteze mesajul. Cineva spunea, în caz de boală trebuie căutat titlul lecției. Sunt oameni care poartă fără apăsare boli, asumându-le ca mijloace pedagogice, călăuzitoare spre Hristos. Prin aceasta se vede că boala fiziologică se află la cel mai de jos nivel, vindecată de Hristos numai după ce a făcut o ierarhizare clară, arătând că primul pas stă în înțelegerea bolii, care are la bază o boală spirituală, apoi a săvârșit minunea în sine. El a fost și rămâne vindecătorul prin excelență, care arată că puterea dumnezeiască se află deasupra suferinței, că dorește vindecarea tuturor prin iertarea păcatelor și eliminarea durerii. Încheia citatul. Să vedem acum care este situația subiectului nostru în sânul Bisericii Reformate, care are o jumătate de mileniu de activitate.
O lungă perioadă, Biserica Reformată a neglijat total darul de tămăduire al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12:9. Abia în anul 1960, la Hamburg, a apărut ca o ramură a teologiei practice, teologia vindecărilor, adică ce spune Cuvântul Sfânt despre vindecări. Teologul german Heinz Docker scrie o lucrare în sensul acesta cu titlul Harisma vindecărilor, în care își exprimă părerea de rău că această activitate a fost parcă uitată de la Reformă 1517 și chiar până în zilele noastre, cu ideea de a se mai netezi lucrurile, cu scopul de a se recupera ceva din pierderile trecutului. Heinz D. face următoarea afirmație. Biroul apostolilor a avut de făcut trei lucruri de bază: predicarea Evangheliei, învățarea și vindecarea. Așa s-a născut o ramură de studiu în cadrul teologiei practice, terapeutica, ceea ce nu înseamnă neapărat doar vindecarea fiziologică a oamenilor, ci și slujirea către cei bolnavi. Vezi Samariteanul milostiv. Înainte de Heinz Docker, în anul 1949, a apărut o carte scrisă de Evelyn Frost cu titlul Christian Helling, Vindecarea creștină. Cartea nu a avut succes, fiindcă din punct de vedere teologic și academic era mult sub nivelul mediocru. Dar ea l-a inspirat pe Uiman, care a scos la lumina zilei volumul Vindecare divină, în care toate vindecările fiziologice îi atribuie puterea de vindecare lui Dumnezeu și în care omul nu are nicio contribuție în afară de a se ruga. În anul 1951 a apărut cartea Intervenția Bisericii în caz de boală, scrisă de Barnard Martin, lucrare bucurându-se de o popularitate mai mare decât cea a lui Evelyn Frost. În anii 80 apar câteva studii cu privire la vindecarea diferitelor maladii, dar nu aprofundează capitolul vindecări miraculoase din punct de vedere teologic. În concluzie, mesajul studiilor ar fi cam așa. Medicii să-și facă partea lor profesională cu sinceritate, căci Dumnezeu își face partea lui. Biserica Reformată din Anglia practică servicii speciale de vindecare, pentru care evident că se rupe chitanță după slujba respectivă. Această metodă a fost preluată de la Biserica Anglicană, care s-a rupt din sânul Bisericii Romano-Catolice, subordonată Vaticanului. Slujbele acestea destinate vindecărilor s-au răspândit în Elveția, Germania, Olanda. Într-un timp relativ scurt, această practică a ivit câte o personalitate proeminentă în această specialitate de vindecare, cum ar fi Hans Edwards, Alex Orbite, Michael Carayan și alții. La începutul secolului al XVI-lea, Biserica Reformată din Germania se lupta mai mult cu consolidarea Bisericii Reformate din punct de vedere teologic, având o învățătură pe baza celor 95 de teze pe care Martin Luther le-a afișat pe poarta cetății din Wittenberg în anul 1517. Era o perioadă de război împotriva papalității. Martin Luther a fost amenințat chiar și cu moartea. Pentru Biserica Romano-Catolică, tezele reformatorului au fost un șoc de nedescris, la fel ca ieșirea în masă a oamenilor din rândurile bisericilor catolice, inclusiv a lui Luther, fiindcă el era un om de mare viitor pentru Biserica Catolică. Biserica Reformată a pierdut orice interes în direcția vindecărilor divine, odată cu declarația lui Calvin în opera sa celebră Instituția, în care spune că darul acesta al Duhului Sfânt nu mai funcționează. Dar, slăvit să fie Dumnezeu că Duhul Sfânt nu doarme, fiindcă la sfârșitul secolului al XVI-lea și la începutul secolului al XVII-lea apar bisericile neoprotestante ca anabaptiștii, menoniții, metodiștii și mai târziu baptiștii, care au reînviorat problema darurilor Duhului Sfânt. Drept consecința acestui fapt, în Europa urmează o mare trezire spirituală de care a beneficiat și Transilvania României. Știința medicală modernă, în mod vizibil, este una materialistă și, în ciuda acestui fapt, nu promite pacientului mai mult decât ceea ce scrie în carte, adică
Potrivit nivelului profesional, medicul îl încurajează pe omul bolnav pentru vindecare, dar nu mai mult. În Evanghelia după Luca, Domnul Iisus dezvăluie faptul că, la originea multor boli, stă Satana. Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Luca 13:16-17. Știința medicală n-a ajuns încă la următoarea descoperire foarte importantă. Fiecare boală fizică are un efect drastic asupra psihicului omului, iar toate defectele spirituale au efecte dure asupra trupului. Domnul Iisus căuta să le trateze pe amândouă simultan. Pentru oamenii necredincioși, vindecările Domnului Iisus sunt minuni, iar pentru oamenii credincioși, vindecările Domnului Iisus sunt ceva normal, natural. Pavel era conștient de faptul că sunt felurite daruri, dar este același Duh. De pildă, unuia este dat darul tămăduirilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. 1 Corinteni 12:4-11, subliniat voiește. Totuși, el nu forțează nota și îl lasă pe Trofim bolnav în Milet. Erasta a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. 1 Timotei 4:20. Oare ce lipsuri a avut Pavel de nu l-a vindecat pe Trofim? Mai mult decât atât, mulți credincioși au pierdut nădejdea vindecării, fiindcă în timp au devenit o povară pentru ei înșiși și pentru cei din jurul lor și vindecarea nu mai venea. Avem exemple destule înaintea ochilor noștri, când prin credință se produc vindecări spectaculoase, dar nu cred că cineva poate să se laude cu vreo performanță de vindecare, fiindcă este de știut că în centrul vindecărilor stă Iisus Hristos, Domnul. Există multe cazuri în care bolnavii se vindecă și fără intervenția medicilor. Atunci, Dumnezeu se folosește de experiența unor oameni care au stat în permanență la dispoziția lui Dumnezeu. De exemplu, Naaman, care a fost lepros, s-a făcut curat ca lacrima la sfatul terapeutic al lui Elisei. Sau, apostolul Pavel îl sfătuiește pe Timotei să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. 1 Timotei 5:23. Un doctor temător de Dumnezeu spunea odată: eu doar fac consultații, vindecarea o face Dumnezeu. Este păcat a ne încrede mai mult în medici decât în puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Aici este absolut necesar să fac o completare biblică. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Asa a adormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. 2 Cronici 16:12-13. Trebuie bătut în cuie faptul că medicul suprem al trupului și al sufletului este Domnul Iisus. Gânduri extrase din materialul ce s-a ținut la o conferință organizată pentru studenții creștini în 2 februarie 1933 de către doctor profesor conferențiar Kish Francisc de la Universitatea de Medicină din Budapesta, președinte de onoare al Bisericilor Evanghelice din Ungaria. John Stott spune: uneori mă întreb dacă adevăratul test al foamei noastre după sfințenie nu este disponibilitatea noastră de a experimenta vreun grad de suferință, în paranteză boală, dacă numai prin aceasta Dumnezeu ne va face sfinți. Încheia citatul. Și eu mă întreb, a fi creștin nu ne exceptează de la suferință. Ai observat vreodată că același lucru care li se întâmplă unor oameni diferiți are efecte total diferite asupra lor? Durerea și suferința îi fac pe unii mai amari, în timp ce ele îi vor face pe alții mai buni. O situație similară, dar cu efecte opuse. Diferența stă în atitudinea noastră.
din Călătoria Spirituală, articolul Amar sau mai bun, din 21 ianuarie 2008. După ce a fost publicată cartea Divina Vindecare de Helen White, în rubrica Puterea rugăciunii, ce a apărut pe site-ul Bisericii Creștine Adventiste, s-au subliniat următoarele. Dumnezeu este tot atât de voios astăzi să dea sănătate bolnavilor ca pe vremuri. În omul Iisus avem balsamul vindecător pentru orice boală și putere de vindecare pentru orice slăbiciune. Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început. El cunoaște inimile oamenilor. El citește toate tainele sufletului. El știe dacă cei pentru care ne rugăm vor putea sau nu să rabde până la sfârșit încercările, de aceea trebuie să zicem, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dacă aceste cuvinte au fost potrivite pentru Domnul Iisus când s-a rugat, atunci și pentru noi trebuie să fie potrivite. Mulți dintre cei care cer puterea de vindecare a Domnului cred că trebuie să fie și vindecați, iar dacă nu, atunci credința lor nu e deplină. Cei care caută vindecarea prin rugăciune nu trebuie să neglijeze a folosi mijloacele de vindecare pe care le au la îndemână. Aceasta nu e o negare a credinței dacă folosim mijloacele lăsate de Dumnezeu spre ușurarea durerilor. Dacă ne-am rugat pentru vindecarea unui bolnav, atunci oricare ar fi rezultatul, noi să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să suferim întristare și doliu, să le primim ca din mâna Tatălui. Încheia citatul. Deși subiectul vindecărilor divine este într-o oarecare măsură controversat, cu siguranță că nu se încadrează între subiectele biblice obscure. De fapt, o zecime din tot ceea ce este scris în cele patru evanghelii se referă la lucrarea de vindecare a lui Iisus. Impresia mea generală este că oriunde în lume unde există biserici pline de credincioși devotați, ucenici autentici, vindecarea divină este destul de des întâlnită. Acolo unde bisericile sunt superficiale, vindecările miraculoase apar foarte rar. Toate aceste lucruri n-ar trebui să ne surprindă, deoarece Domnul Iisus ne-a spus că unul dintre semnele care îi vor însoți pe credincioși va fi acela că își vor pune mâinile peste bolnavi și aceștia se vor însănătoși. Marcu 16:18. Lucrătorul discipol, imitând perfect lucrarea lui Iisus, va folosi cu siguranță daruri care să promoveze lucrarea de vindecare. El știe că vindecarea miraculoasă promovează împărăția lui Dumnezeu în cel puțin două feluri. În primul rând, vindecările miraculoase sunt o reclamă, în ghilimele, puternică, referitor la Evanghelie. În al doilea rând, ucenicii sănătoși nu sunt împiedicați în lucrare de boli personale. O întrebare. De ce nu sunt toți oamenii bolnavi vindecați? La această întrebare, cel mai bun răspuns este o altă întrebare. De ce nu sunt toți oamenii născuți din nou? Dați-mi voie ca la această întrebare să dau eu răspunsul, Daniel Zolan, prin cuvintele Domnului Iisus. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Matei 23:37, subliniat, și n-ați vrut. Domnul Iisus a căutat să asigure pentru oameni protecție, bunăstare, providență divină, dar a fost refuzat categoric și încă este refuzat. Iar un alt motiv pentru care nu toată lumea este născută din nou este căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Paranteză, în cetatea lui David s-a născut Mântuitorul, care este Hristosul Domnul. Matei 2:11. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Evrei 4:2. Din nefericire, astăzi vindecările au devenit net prioritate față de mântuire și de iertarea păcatelor. Revenim la materialul de bază.
Dacă analizăm bine lucrurile, atunci trebuie să fim de acord cu faptul că vindecarea este inclusă în legământul făcut între om și Dumnezeu. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui Iisus, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. 1 Corinteni 11:28-30. Biblia oferă dovezi incontestabile în favoarea faptului că este voia lui Dumnezeu să-i vindece pe toți oamenii. Iată doar două dintre ele. Binecuvântează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Psalm 103 cu 1 și 3. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Proverbe 4:20-22. Unii oameni vor să ne facă să credem faptul că Domnul Iisus a vrut doar să demonstreze divinitatea, iar după înălțare s-a pus capăt acestei lucrări. Cine se gândește așa, nu cumva să fie condamnat prin versetul următor. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Evrei 13:8. Decupaje din articolul Vindecare Divină de Sefer Serv, prezentat în cadrul The Teaching Ministry 2013. Jim Sanders a venit în Budapesta în anul 1989 ca evanghelist din statul Texas, Statele Unite. El a cucerit rapid o mare popularitate, fiindcă s-a axat puternic pe vindecările miraculoase și pe acele învățături care cuprind acest subiect. Sanders se folosește de o mulțime de versete biblice în timpul serviciilor organizate de el pe cont propriu. Vreau să spun că nu colaborează cu nicio biserică evanghelică din Ungaria. Deci stilul lui de predicare se bazează pe o sumedenie de versete decupate din Biblie, ca ceea ce face el să devină cât se poate de convingător. Oamenii naivi, care nu au cunoștințe biblice și orientare corectă în Sfânta Scriptură, nu-și dau seama că acele versete susțin de multe ori diferite opinii. Dacă Biserica Romano-Catolică a promovat sfinți potriviți ca responsabili pentru diferite boli, iată că Sanders a preluat ideea și a formulat diferite rugăciuni pentru diferite boli. Adică o rugăciune pentru indigestie nu corespunde pentru o boală de respirație și așa mai departe. După teoria lui, nu este indiferent ce spui la o boală și ce spui la o altă boală. Un alt lucru prin care se nasc suspiciuni în legătură cu sfințenia, în ghilimele, a lucrării lui, este faptul că el afișează pancarte mari prin care face anunțuri către oameni ce cuprind locul și ora unde el va fi prezent pentru predicarea Evangheliei Domnului Iisus, ca în final cireașa de pe tortul miresei să fie vindecările miraculoase în masă. Sunt convins că pe oameni prea puțin îi interesează predica, pe om îl interesează să nu mai aibă dureri de cap. Dacă omul a rămas totuși cu durerea sau cu suferința, Sanders nu evită să facă înainte de toate un mic instructaj biblic despre credință, care de fapt reprezintă forța importantă pentru vindecare. Ideea lui cheie pentru a justifica eșecurile este următoarea. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui, fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Roman 6:6-10. Și acum să tălmăcim citatul din Biblie pe limba lui Sanders. În versetele de mai sus sunt două cuvinte de mare importanță, răstignirea și moartea. Deci, dacă omul a fost răstignit și a murit împreună cu Hristosul,
Atunci a fost răstignit și a murit odată pentru totdeauna față de boală. Omul mort față de păcate nu are cum să mai fie bolnav. Dacă nu vine vindecarea așteptată și sperată, atunci înseamnă că bolnavul nu a fost răstignit și n-a murit încă împreună cu Hristos. Ciudat este faptul că Naaman nu a trecut prin procesul terapeutic cunoscut prin răstignirea trupului păcătos ca să fie mort atât față de păcat cât și față de lepră și s-a vindecat spectaculos. Să nu înțelegem greșit exemplificarea, fiindcă sunt vindecări ca și a lui Naaman, poate cu alt diagnostic, fără să treacă prin experiența Golgotei. Am cules doar câteva picături din oceanul de material în sensul acesta, dar consider cele de mai sus suficiente ca să vedem că sunt opinii diferite, interpretări și practici diferite, ceea ce demonstrează faptul că ne lipsește armonia Trinității și călăuzirea aceluiași Duh. Din aceste motive s-au produs multe rupturi, chiar dușmănii, între biserici și credincioși. Consider o ofensă împotriva lui Dumnezeu când atotputernicia sa urmează să fie completată cu manevre speculative omenești, sub lozinca în numele Domnului Isus. Ar fi foarte posibil ca această alterare a sfințeniei lui Dumnezeu să-l grăbească pentru a doua sa venire.